circulație? Că eu vreau să vin încolo și vin mașini de pe contrasens. Am înțeles. Dar voi pe unde sunteți exact? Știi să-mi zici, eu am ieșit din Cornea. Sunt la intersecție. Televiziune sunt, am vorbit cu domnul Radu. Uite aici sunt, cum ziceau ei. Și acolo sus e. Ok. Bine. Chiar să mai fac și niște poze? Kilometru 396 cu 700, a avut loc un accident implicat fiind o cisternă care transporta GPL auto. Din cauza neadaptării vitezei la o curbă deosebit de periculoasă, pe stânga, autocisterna s-a răsturnat, iar în urma impactului cu zidul de protecție, rezervorul cisternei s-a fisurat, iar gazul a fost emanat în atmosferă. S-a luat măsura imediat a devierii circulației. S-a luat măsura devierii traficului pe DJ608 Plugova Cornereva Ruska Teregova și pe drumul de lucru, drumul privat Mehadia Iablonița, a tuturor autovehiculelor de până în 7,5 tone. Până la această oră ați avut semnalate și alte incidente în afară de acesta? Nu am avut nu alte sunt incidente, nu sunt răniți, conducătorul auto nu are nicio problemă medicală. Numele și numele noastră? Inspector principal, Radu, șeful poliției stațiunii Meritoane. Da. Hai, dar zi-mi că n-am chef de tot la fața locului. Da? Da, bine. Primit.
Așa, da. Așa, uite, vezi scurile. Dar n-are nimic șoferul, dacă, în regulă. Dacă nu știe, nu... Da, asta știu că n-are nimic. Dacă nu știe românește, nu mă descurcă. Degeaba, dacă nu știe românește, să-mi vedea, nu mi-e deloc de folos. Oala, că vrei să-i găsați din asta, cum te crezi. Atunci merg. Pe cameră, oricum, nu se vede gimnastica. Da. Ce e vorba? Am fost o șansă să intervenim la un tir încărcat cu GPL-ul răsturnat. La ajungere la fața locului am constatat că din cisternă se scurgeau gazele chefiate. Am evacuat persoanele și mașinile din zona de impact. Există pericolul unei explozii, deoarece s-a scurs și combustibil din rezervor și în continuare există scurgeri din cisternă. Am luat legătura cu echipa specializată pentru a veni la fața locului sau să uita la cisternă pentru a fi nevoie de transvasarea gazului. Deci mai întâi va trebui golit gazul și abia apoi ridicat. Din ce spun specialiștii, este pericol și în continuare. Noi am încercat să ridicăm cu macara, dar este pericol și în continuare deoarece nu s-a evacuat tot gazul din cisternă. Mai este gaz în cisternă. Numele și funcția noastră? Maior Balaure Claudiu, cadrul ISU Mehedinți. Mulțumesc mult! Nu, 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 nu